după ce fac premiu pentru poezii, pentru literatură. Dar astăzi vine la noi să ne vorbească despre sensul duhovnicesc al libertății la Părintele Galeriu, în opera Părintelui Galeriu, și îi mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră în acest propriu-zis, dânsul deschide. Eu am deschis săptămâna trecută, așa a fost un lucru al casei. Dar dânsul deschide conferințele despre conferințele pe care le susținem în Biserica Sfântul Silvestru în acest an, în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea Părintelui Galeriu. Și iată conferința dânsului cu acest titlu. Vine într-un moment în care lumea toată, dar în special ne referim la țara noastră, trece printr-o criză a înțelegerii libertății, să zicem. De fapt, trece printr-un proces de înrobire. Și îi mulțumim încă o dată că a venit și nu vă mai țin eu și dau cuvântul Părintelui Galeriu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că m-ați primit în mijlocul Sfinților voastre, a preoților voastre. Începem? Da, da. Părintele Galeriu îmi este un fel de părinte duhovnicesc pe care nu l-am cunoscut în viață fiind și pe care l-am descoperit târziu după ce am ajuns la mănăstire. L-am descoperit și l-am cunoscut și l-am iubit prin predicile Sfinției sale, prin cuvântul vorbit, prin cuvântul viu. Mi-a ajutat la formarea unei viziuni duhovnicești a comunicării, dacă pot să o numesc așa, pentru că Sfinția sa a reușit ceea ce a lipsit multă vreme și după moartea Sfinției sale, iarăși pare să slăbească în biserica noastră o comunicare între trăirea în Hristos, între trăirea duhovnicească a oamenilor din biserică și a slujitorilor bisericii și, pe de altă parte, intelectualii români. Prin intelectuali am în vedere o plajă mai largă, un înțeles larg al intelectualului ca om care gândește și își pune probleme. Om care este măcinat de căutări, om care se apropie chiar și de credință și se apropie de Dumnezeu, altfel decât se apropie omul simplu care este capabil și care are acea așezare sufletească, care îi face mai ușor accesul la adevărurile credinței. Pentru cei care au această frământare a minții, apropierea de sensul duhovnicesc al valorilor și morale și creștine se face foarte greu.
se produce întâi de toate o amestecare și apoi o confuzie și în cele din urmă se ajunge la un conflict, la o tensiune între sensul lumesc al unor concepte și al unor valori și sensul cel duhovnicesc. Am ajuns la libertate pentru că Părintele Galeriu mi-a descoperit o nuanță despre libertatea duhovnicească pe care eu unul nu am mai întâlnit-o, nici la Sfinții Părinți. Este o nuanță, atenție, nu este un sens. Sensul este același. Sensul cel duhovnicesc al libertății este de la Hristos și de la Sfântul Apostol Pavel și apoi venind prin Sfinții Părinți și preluat și comunicat de Părintele Galeriu, dar este o anumită nuanță pe care Părintele Galeriu a descoperit-o și a scos-o la lumină, care nu numai că m-a fermecat cu totul, dar mi-a dat parcă un alt suflu și un alt curaj. Un alt curaj chiar în viața mea duhovnicească. Și acesta este primul motiv pentru care am să încerc să vorbesc despre viziunea aceasta a libertății duhovnicești. Iar cel de-al doilea, sigur, cu mult mai puțin important, dar care m-a împins un pic înainte, a fost, dacă vreți, o mică agendă personală, pentru că mi-am dorit să-mi clarific și mie, în primul rând, dacă este cu putință să ne clarificăm împreună, diferența specifică între sensul duhovnicesc al libertății și sensul lumesc al libertății, sensul pe care înțelepciunea lumii, înțelepciunea acestui veac, o dă noțiunii de libertate. De ce cred că este important, totuși, să avem imaginea corectă a acestei diferențe? Pentru că pentru creștini, atunci când sensul cel duhovnicesc, sensul pe care îl găsim la Sfinții Părinți, sensul pe care îl auzim deslușit în biserică, al unui cuvânt, al unui concept important, cum este cel de libertate, sau cum este cel de ascultare, de supunere, sau cum este cel de bine și de rău, atunci când acest sens duhovnicesc intră în tensiune cu sensul lumesc, cu înțelepciunea lumească, pentru noi creștinii ar trebui să fie o chestiune aproape de instinct duhovnicesc să alegem sensul pe care ni-l dă Hristos, sensul pe care l-a păstrat Biserica. Este foarte ușor de spus asta, este mult mai greu de înfăptuit pentru că fiecare dintre noi venim cu o educație, venim cu o formare intelectuală, venim și cu o formare duhovnicească, care uneori poate să fie un pic în răspăr cu învățătura Sfinților Părinți, dar mai ales venim cu acest construct al înțelepciunii lumești, toată filozofia, toată rațiunea, care ne învață să înțelegem lucrurile într-un anume fel. Până ajunge la libertate, ca să vedem cât de tranșant poate fi conflictul între un sens duhovnicesc și un sens lumesc, iată cuvântul Mântuitorului, prima dintre fericiri, fericiți cei sărași cu Duhul, celora este împărăția cerurilor. Fiecare, poate, dintre frățile voastre ați dat la un moment dat peste această interpretare, cum că cei sărași cu Duhul sunt cei proști. Sunt cei care
sunt săraci cu spiritul, făcând o echivalare între Duh și Spirit. Și această înțelegere lumească pune înțelesul duhovnicesc, îl pune într-un cont de umbră și ne-l face nu numai greu accesibil, întâi de toate ne repugnă. Ne este greu să ne mai apropiem uneori de Cuvântul lui Hristos, pentru că bagajul nostru, educația noastră și felul în care e configurată inteligența noastră și înțelegerea lumii ne-a pus pe o altă pistă. În privința libertății, lucrurile stau poate chiar mai tensionat. Lumea vorbește nu numai despre libertate, vorbește despre libertăți. Există acest concept și în filozofie, și în politică mai ales, preluat din filozofie, de drepturi și libertăți. Drepturi și libertăți. Acest concept apare târziu, în istorie, istoric vorbind, apare abia în jurul anului 1200, de la Magna Carta, dar, trecând prin lumea academică și trecând prin acest edificiu de formare a conștiințelor și a inteligențelor, prin care toți trecem, și mă refer aici chiar și la învățământ, am ajuns să luăm de-a gata această echivalare între drepturi și libertăți, această formulă, acest concept, și libertate. Și atunci, orice opinie, să spunem, care pune la îndoială o componentă a acestor drepturi și libertăți fundamentale numite și care au pornit numărându-le pe degetele de la o mână și au ajuns să se ramifice grozav până în ziua de astăzi, așadar punerea la îndoială a acestor drepturi și libertăți ne duce cu gândul la o constrângere a libertății. Așa lucrează înțelepciunea cea lumească. Așa lucrează și mintea noastră. În privința libertății duhovnicești, al sensului duhovnicesc al libertății, tensiunea este vizibilă de la începutul oricărei rugăciuni a unui creștin. Așadar, pentru noi creștini, este un conflict pe care trebuie să-l rezolvăm cumva, fiindcă altfel ajungem să trăim cumva schizoid. Trăim în două minți, în două dispoziții. Robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. În toate rugăciunile, creștinul este numit robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. Cum poate un rob să fie liber? Lumește vorbind, este o contradicție în termeni. Lumește vorbind, în clipa în care vorbim despre robul lui Dumnezeu, înseamnă că omul este liber numai în raport cu cei de lângă el, iar în raport cu Dumnezeu este rob. Așa ne duce gândul, așa ne duce înțelepciunea, așa ne duce formarea noastră. Însă, robul lui Dumnezeu este totuși liber în sens duhovnicesc. Aici este importanța, de asta trebuie să ne clarificăm, ca să nu rămânem, cum spuneam, în aceste două lumi. La un moment dat, într-un dialog cu Andrei Pleșu și cu Sorin Dumitrescu, despre bine și despre rău, dacă nu mă înșel,
Părintele Galeriu vorbește chiar despre libertate, despre libertatea omului, libertatea omului ca libertate a celui care își cunoaște cauza, cunoaște de unde vine și libertatea lui, libertatea noastră de a ne mișca prin lumea aceasta nu poate fi decât mereu raportată la cauza noastră, raportată la Dumnezeu. Pentru că Sfântul Maxim Mărturisitorul spune undeva, boala omului este necunoașterea propriei cauze sau uitarea propriei cauze. Și Părintele Galeriu vine și pune acest accent. Noi suntem liberi atâta vreme cât ne ținem de Dumnezeu, cât mergem în lumina lui Hristos, ni se dezvăluie libertatea noastră. Și atunci Andrei Pleșu spune, face o remarcă ușor ironică, sau poate nu doar ușor ironică, și spune, da, zice, este libertatea celui care își cunoaște stăpânul. Iar Părintele Galeriu spune, ei, zice, termenul acesta este cam sociomorf de stăpân, spune. Zice, Dumnezeu este Tatăl nostru? Noi vedem altfel lucrurile. Așadar, vedeți cum tensiunea este prezentă permanent atunci când încercăm să punem, să suprapunem sensurile lumești pe sensurile duhovnicești. Ni se pare că a fi liber în lumea aceasta înseamnă a fi liber să-ți exerciți drepturile. Să-ți exerciți cât mai multe drepturi. Să-ți exerciți, dacă s-ar putea, toate drepturile posibile. Și orice fel de constrângere, orice fel de constrângere a drepturilor noastre, o luăm ca pe o tăiere a libertății. O luăm ca pe o mutilare. Mi se pare că nu-i nimic mai important și că merită tot efortul să lupți pentru drepturile omului, să lupți pentru drepturile tale. Însă, Sfântul Pavel, vorbind despre cei care veneau la credință, veneau la Hristos dintre păgâni, fiind pe poziția de robi, erau sclavi, era Imperiul Roman. Așadar, exista un suport legal pentru robie, pentru sclavagism. Și le spune, cei care ați venit ca robi la Hristos, rămâneți robi și rămâneți în ascultarea stăpânilor voștri. Cum se potrivește aceasta? Ce înseamnă asta? Așa s-a ajuns ca la un moment dat, mai mulți filozofi, dar Nietzsche este un reprezentant de luat în seamă, datorită amvergurii intelectului lui și a operei și a influenței pe care a avut-o, așa s-a ajuns la această imagine a creștinismului ca o religie promovată de cei puternici pentru a-i ține cumva sub control și a-i ține într-o stare de semi-ignoranță pe cei mai slabi. O religie făcută să promoveze supunerea necondiționată, fără întrebări, crede și nu cerceta. Ați auzit poate vreodată cuvântul acesta, crede și nu cerceta, ca venind din Sfânta Scriptură, din Biblie. Vă rog să căutați și să vedeți dacă veți găsi undeva acest cuvânt. Nu există nicăieri. Niciun proroc nu a spus asta, Hristos cu atât mai puțin, niciun Sfânt Apostol nu a spus și nu a pus acest accent, nu numai acest accent, nu a deschis în vreun fel vreo poartă către ignoranță. Mântuitorul spune, caută și vei afla.
bate și ți se va deschide. Dar vedeți, ne lăsăm atât de mult purtați, atât de mult ne lăsăm purtați de înțelepciunea acestui veac și de niște minți luminate cu o lumină care vine dintr-o altă sursă decât Hristos, ne lăsăm seduși de acest fel de a raționa, încât ajungem chiar să credem, fără să mai căutăm, fără să cercetăm, ajungem să credem că acest cuvânt crede și nu cerceta, vine din Biblie, vine de undeva, din învățătura noastră creștină. Nu e adevărat. Părintele Galeriu, de mai multe ori, în mai multe rânduri, punctează și spune: creștinismul nu e o religie pentru proști. Nu numai că nu prostește, dar ridică nivelul celui care se apropie de sensurile credinței noastre prin trăire, ridică nivelul și intelectual, și duhovnicesc, și de cunoașterea lumii și de cunoașterea propriei persoane. Creștinismul este cel care lucrează din păstori și din oamenii cei mai simpli, din cei care nu citiseră. Sfântul Antonie cel Mare, iată, nu a citit Sfânta Scriptură, a primit-o de la Dumnezeu. Au fost mulți pusnici, erau dintre cei mai simpli oameni, abia poate mulți dintre ei nici nu știau să citească. Și au căpătat o înțelegere duhovnicească a lumii mai profundă decât înțelepții veacului lor și ai veacurilor care au urmat. Așadar, aici este miza cunoașterii sensului duhovnicesc și nu numai a cunoașterii, dar a acestei alegeri. Noi suntem puși pas cu pas în fața acestei opțiuni. Cred ceea ce îmi spune înțelepciunea lumii sau mă întorc să văd ce spune Hristos despre asta. Aud cuvântul în biserică, un cuvânt care mă smintește, ce fac mai departe? Aud un cuvânt greu de îndeplinit, cum sunt, să spunem, cele din seria aceea a întoarcerii celuilalt obraz. Întoarce celălalt obraz. Îți ia haina, dă-i și cămașa. Își cere să mergi o milă cu el, tu mergi 10. Greu. Revoltător câteodată. Afli că cel de lângă tine are ceva cu tine, spune Mântuitorul, nu că tu ce ai ceva cu el, că el are ceva cu tine, are ceva împotriva ta, nu îndrăzni să mai duci darul tău la altar. Cu alte cuvinte, nici nu mai îndrăzni să te rogi. Lasă darul deoparte, du-te și împacă-te cu el, cu cel care el are ceva împotriva ta și după aceea du darul tău la altar. Greu. Toate aceste momente de tensiune trebuie cumva rezolvate. Altfel, ne place cum sună cuvântul lui Hristos, decidem cu bună știință să nu-l împlinim pentru că este prea greu, ne aducem ca justificare că nu se mai potrivește cu viața noastră și îmbrățișăm înțelesul celălalt, înțelesul lumii, care după aceea ne poartă din aproape în aproape, de la libertatea de a te exprima, chiar religios, iată, noi putem să ne exprimăm, noi creștinii putem să ne exprimăm împotriva unei puteri care se manifestă uneori necreștinește și ne bucurăm că avem această libertate. Dar atenție, iubiților, că felul acesta de a ne bucura deschide poarta pentru a ni se pretinde să acceptăm mai departe: bun, te bucur că ești liber să te exprimi, să-ți exprimi credința ta. Cu alte cuvinte, ești un adept al libertății de exprimare. Da,
atunci trebuie să accept și celelalte drepturi și libertăți. Ce vreau să spun? Nu-i vorba despre o biserică care încearcă să-și impună adevărul ei în contradicție cu adevărurile acestui veac, să spunem. Nu este vorba despre acest tip de confruntare. Asta este o pistă falsă. Întotdeauna când Părintele Galeriu întâmpina o astfel de reacție, și iarăși mă întorc, fiindcă au fost o serie de dialoguri din care tare mult m-am folosit cu domnul Andrei Pleșu și cu domnul Sorin Dumitrescu, doi mari intelectuali ai noștri, doi oameni credincioși, atenție, oameni credincioși, erau momente în care se ajungea la această confruntare, o remarcă îl punea pe Părintele Galeriu în situația de a justifica cumva o poziție a bisericii care părea înțelepciunii omenești, înțelepciunii noastre, părea retrogradă. Și o cale este, și pe care Părintele Galeriu niciodată nu a mers pe calea aceasta, niciodată nu a mușcat această momeală. O cale este de a încerca într-adevăr să justifici în termenii înțelepciunii omenești, să justifici poziția bisericii după rațiune, după înțelepciunea acestui veac. Este calea cea mai pierzătoare. Este calea care a generat cele mai multe conflicte între biserică și intelectualii laici, să spunem așa, și este calea care a generat cea mai mare confuzie despre conținutul profund al ortodoxiei. Întotdeauna pus în fața acestui moment de tensiune, Părintele Galeriu a ales altă cale. A ales calea de a-i chema, de a-i apropia pe cei din fața lui de sensul profund duhovnicesc. Bătălia noastră nu se poate purta în sensul bătălie, nu, iarăși nu în sens conflictual, ci în sensul acestei lupte duhovnicești, lupta noastră a fiecăruia pentru mântuire, pentru a ne cunoaște în Hristos, pentru a vedea rostul vieții noastre, rostul lumii din jurul nostru. Lupta aceasta nu se poate purta pe frontul înțelepciunii și rațiunii acestui veac. Pentru că rațiunea aceasta este amestecată. Este acea cunoaștere pe care Părintele Galeriu o numește, împrumutând termenul de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, cunoașterea ambiguă. Fiindcă la un moment dat îi se pune și această problemă Părintelui. Ce i s-a interzis lui Adam în rai prin neîngăduirea de a mânca din pomul cunoștinței binelui și a răului? I s-a interzis cunoașterea? Și Părintele Galeriu spune, nici de cum, Dumnezeu nu i-a interzis cunoașterea. Nu aceasta a fost opreliștea, ci a fost precauția pe care Dumnezeu i-a pus-o în față de a nu pica în cunoașterea ambiguă, în cunoașterea amestecată. Cu alte cuvinte, și Părintele explică și se leagă foarte mult de libertatea omului, de libertatea noastră interioară și de libertatea noastră duhovnicească. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam în rai și l-a așteptat și îl aștepta pe Adam să ajungă la o măsură la care să cunoască lumea prin lumina lui Dumnezeu, în lumina cea lină a Sfintei Slave, în care se plimba cu Dumnezeu împreună prin rai și în care Dumnezeu îi descoperea toate tainele lumii.
La această măsură era chemat Adam. El avea să cunoască și binele și răul și pericolele care vin și dintr-o parte și dintr-alta și de-a dreapta și de-a stânga, le cunoștea, avea să le cunoască prin Dumnezeu, prin lumina lui Dumnezeu. În clipa în care el, neajungând la această cunoaștere deplină în Hristos, în Dumnezeu, atunci, în Sfânta Treime, avea să cunoască despre bine și despre rău, mușcând din fructul cel oprit, atunci în el avea să se nască și s-a născut și noi moștenim această cunoaștere amestecată. Această cunoaștere amestecată. Așadar, lupta este de a aprofunda sensul cel duhovnicesc. Sensul lumesc al libertății, cred că ne este destul de clar, fiecăruia dintre noi. A nu depinde de nimeni, a ți se îngădui, a ți fi îngăduit să săvârșești tot ceea ce nu știrbește libertatea celui de lângă tine, în mare cam ăsta este conținutul noțiunii, conținutul de dicționar, să spunem, și care reflectă înțelesul lumesc al libertății. Dezbaterile sunt nesfârșite. În filozofie se dezbate despre liberul arbitru încă din timpul gânditorilor antici. Dintotdeauna au existat două tabere, o tabără care spune da, omul are liber arbitru, este responsabil de faptele lui, și o altă tabără care a spus nu, totul este determinat, există niște cauze și niște efecte, iar omul se află în șirul și în această încrengătură de cauză și efect și atunci faptele lui sunt într-un fel sau altul, direct sau indirect, influențate de tot ceea ce este în jur. Și dezbaterea este nesfârșită. Nu se poate ajunge la o concluzie. Pentru că asta este cunoașterea ambiguă. Cunoașterea ambiguă, cunoașterea amestecată, înțelepciunea noastră, rațiunea noastră, este bolnavă de argumentare și contraargumentare. Orice argument are un contraargument. Orice problemă pusă are un alt fel de a se pune problema. Noi, creștini fiind, suntem chemați de Hristos să ieșim din acest joc al lumii, să ieșim din această capcană, de a ne explica, de a ne justifica viața noastră în Hristos prin înțelepciunea lumii care nu vine de la Hristos. Nu facem prin asta decât să ne păzim de un nonsens. Nu ai cum să explici ceva într-un sistem care din start este contrar valorilor pe care tu încerci să le explici sau pe care încerci să le fundamentezi. Și atunci ne rămâne cuvântul lui Hristos. Atunci ne rămâne cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne rămân cuvintele Sfinților Părinți și cuvintele marilor noștri duhovnici. Părintele Galeriu a știut să comunice acest sens duhovnicesc. A știut să trăiască în primul rând în Hristos, pentru că fără a trăi nu ai cum să ai un cuvânt viu. Există un limbaj de lemn, o limbă de lemn duhovnicească, între ghilimele. Și pe bună dreptate, mulți intelectuali acuză acest fel de a comunica între cler și popor. Există un fel de a folosi anumite o familie largă de cuvinte care vin din sfera duhovnicească, a le pune într-o sintaxă corectă, fără să spui mare lucru, învârtindu-te într-un cerc nesfârșit sau într-o spirală. O limbă de lemn pe care oamenii o simt,
O simt imediat. Sigur, sfiala de multe ori, alte ori respectul, îi împiedică să își formuleze în mintea lor respingerea, o respingere fățișă. Slavă Domnului, pentru că altfel poate bisericile ar fi mai goale. Dar Părintele Galeriu a încercat să întărească această vorbire în Duh în bisericile noastre, această comunicare în Duh între preoți și popor. Niciodată Părintele nu s-a lăsat furat de cuvinte. Wittgenstein, care era pasionat și până la obsesie de limbaj și de mecanismele limbajului, are o expresie foarte bună pentru ce se întâmplă când începe să prindă contura acest limbaj de lemn și începe să prindă forță și are ca un fel de motor intern, spune limbajul în vacanță. Atunci când limbajul intră în vacanță, formele rămân, formele sunt acolo, se mișcă în niște forme pe care le recunoaștem, gramatical sună, sunt fraze, sunt bine compuse, dar nu spun nimic. Nu spun nimic. Părintele Galeriu este cel care a ridicat ștacheta acestei comunicări între biserică și popor. Și, de fapt, mai mult decât atât a făcut. A făcut să nu mai pară că este o comunicare. Să pară că este o aventură de descoperire împreună. Vă spuneam că l-am descoperit pe Părintele prin predici. Prin predici. Și întotdeauna citindu-i predica, am senzația că descoper împreună cu el. Cred că nici nu este un fel mai fermecător de a îți clarifica niște probleme pe care le simți că sunt tulburi, că sunt în ceață, simți că nu ai profunzimea necesară, decât să te conducă cineva, să te conducă cineva ca pe un partener, nu ca pe un învățăcel. Părintele Galeriu niciodată nu a adoptat un ton din acesta magisterial, scorțos, niciodată. Și faptul că a reușit să întrețină acest dialog cu intelectualitatea și să cucerească, să-i cucerească pe oamenii aparent cel mai greu de cucerit de către biserică, asta este dovada că funcționează. Această comunicare în Duh este cea care funcționează cu adevărat. Cea care funcționează cu adevărat. Și, sigur, dincolo de asta, nu s-a temut niciodată să recunoască lipsurile de trăire din biserică. Și asta ține iarăși de libertate. A fi liber în Duh înseamnă a fi liber să îți recunoști scăderile, a fi liber să recunoști că uneori criticile care ți sunt adresate au consistență. Unul dintre mari scriitori contemporani și printre altele, nu că ar fi neapărat asta definitoriu pentru el, dar este și câștigător al Premiului Nobel pentru literatură, un scriitor sud-african, Căția, da? El mărturisește într-un fel de jurnal pe care l-a scris acum spre bătrânețe, deja se apropie, cred că e trecut de 80 de ani sau în jur de 80 de ani, și mărturisea că a existat un anume moment în care s-a despărțit cu totul de credință. Nu i-a mai trebuit să audă nimic. Fiind student în Africa de Sud,
au observat diferența ca de la pământ la cer între ceea ce oamenii care se numeau credincioși și cei care îl puneau pe Dumnezeu înaintea faptelor lor, diferența între ceea ce propovăduiau oamenii aceia și ceea ce făceau. Au observat că există un fel de îndreptățire a oamenilor, așa zis, ai bisericii, care se autointitulează a fi ai bisericii, o îndreptățire care, pornind de la Dumnezeu, avându-și, agățându-se cumva de Dumnezeu ca de un punct de putere, le justifică lor aproape orice. Le justifică felul în care se poartă cu cei din jurul lor, faptul că se consideră superiori celorlalți, celor care nu le împărtășesc credința, nu le împărtășesc convingerile și așa mai departe. Și momentul acesta în care a devenit conștient de ipocrizia celor din biserica de acolo, din Africa de Sud, întâmplător acolo mai puternic este protestantismul, dar asta este o boală care apare peste tot, peste tot în lumea creștină. Apare această autosuficiență. Autosuficiența creștinului care este posesorul adevărurilor, nici el nu ajunge să le trăiască, după cum spune Mântuitorul despre farisei. Nici pe ceilalți nu-i lasă să intre și nici el nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Galeriu a recunoscut această slăbiciune a noastră, a ortodoxilor. Noi avem această slăbiciune, avem această tendință de a ne considera ca un fel de nobil prin naștere. Faptul că ne naștem ortodoxi ne face cumva să ne situăm deasupra celorlalți, să ne ridicăm într-un amvon și să predicăm de acolo. Și pe linia aceasta s-a produs această schismă, această îndepărtare a bisericii de intelectualitate și a intelectualității față de biserică. Acum, în zilele noastre, mai mult se observă aceasta în raporturile bisericii cu o anumită parte, spunem noi, dar o parte semnificativă a tineretului. Tinerii percep biserica ca pe o colecție de constrângeri. O colecție de constrângeri. Pentru că nimeni nu le explică profunzimea libertății creștinești. Ne-am obișnuit să venim întâi cu degetul arătând în jurul nostru, să venim întâi cu canoanele, să venim întâi cu dogmele. N-ai ce să discuți pe tema asta, așa sunt, crezi bine, nu-ți convine, la revedere. Un fel de a tăia orice fel de comunicare. Viața părintelui Galeriu a fost un efort permanent susținut de rugăciune și de viața lui duhovnicească, de trăirea lui duhovnicească, fiindcă de aici a venit puterea, tocmai de a întreține această comunicare, tocmai de a dezvălui frumusețea și profunzimea ortodoxiei și libertatea din interiorul sufletului creștinului, libertatea în Hristos, de a o descoperi și de a o împărtăși celor care veneau cu un alt fel de bagaj cultural, cu un alt fel de întrebări, cu alt fel de frământări decât credincioșii care, spuneam, îi numim noi simpli, dar ei sunt cei care se mântuiesc mai ușor. Aici lucrurile nu există, nu pot fi puse pe o scară valorică. Cel care poate primi un țăran din Râșca, eu sunt de la Râșca, acum de la Mănăstirea Râșca,
Acolo este o zonă de sate, majoritatea sunt oameni simpli. Mulți dintre ei nu își pun foarte multe întrebări, dar țin, încearcă să trăiască creștinește după puterea lor. Sigur, asta după puterea fiecăruia și după măsura luptei fiecăruia. Dar aici nu există o diferență calitativă, există pur și simplu o realitate a diferenței, și a adecvării, a necesității unei adecvări a limbajului. Nu poți vorbi la fel cu un om care nu-și pune întrebări, nu-și pune anumite întrebări, își pune altfel de întrebări, și la fel să vorbești cu cel care vine din filozofie, cel care vine și care l-a citit pe de-o parte la marii noștri dogmatiști argumentele raționale pentru existența lui Dumnezeu și după aceea a citit pe Kant, care a respins și care a găsit contraargumente. Și atunci altfel trebuie să-i vorbești omul ăsta. Nu poți să-i spui crezi sau nu crezi, este treaba ta, te privește. Niciodată Părintele Galeriu nu a funcționat așa. Ajung acum la acea nuanța libertății de care spuneam. Pentru asta, întâi, un pic să ne luminăm despre sensul libertății duhovnicești. Ce înseamnă libertate în creștinism, în Hristos? Și aici, iarăși, sunt două ramificații. Pe de o parte, și uneori ele par să fie contradictorii. Chiar și la Părintele Galeriu, când vine această discuție despre libertatea omului în raport cu Dumnezeu și în raport cu semenii lui, întâi de toate Părintele spune libertatea este o însușire esențială a persoanei umane, este o însușire esențială care vine din zidirea lui, chip al lui Dumnezeu, o însușire. Și după aceea, puțin mai departe, vorbește despre o opțiune. Și atunci te întreb, cum se poate asta? Cum o însușire esențială poate să fie, să depindă de o opțiune? Ori este o însușire esențială și este a priori o însușire a persoanei, ori este dobândită o calitate, să spunem, sau o stare, sau altfel, dobândită în urma unei opțiuni. Mântuitorul spune, adevărul vă va face liberi. Adevărul vă va face liberi. Așadar, fără adevăr, cum suntem? Suntem liberi sau nu suntem liberi? Și aici este o distinție importantă. E o distinție care trebuie făcută. Sfântul Grigorie Palama, dacă nu mă înșel, spune că păcatul descoperă în același timp Sfântul Grigore de Nisa spune asta? Așa, Sfântul Grigore de Nisa. Că păcatul descoperă în același timp și libertatea omului și sfârșitul libertății. Așadar, e un moment de limită, un moment de graniță. Și iarăși sesizăm o aparentă tensiune. Libertatea ca însușire și libertatea ca moment de alegere. Sau ca rezultat al unei alegeri. Adevărul este că sensul duhovnicesc al libertății cuprinde amândouă aceste fațete. Omul este zidit de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, are libertatea ca însușire esențială, este chemat la îndumnezeire. Este chemat să se îndumnezească. Numai prin libertate se poate îndumnezei. Asta este libertatea ca, să spunem așa, dar esențial de la Dumnezeu. Și apoi este libertatea, să spunem, o libertate în acțiune, o libertate în mișcare, o libertate de a opta. Este ceea ce se aseamănă cu sensul filozofic al liberului arbitru, adică libertatea de a alege,
între o cale sau alta, între o acțiune sau cealaltă acțiune, între bine și rău. Dar ce adaugă creștinismul este această descoperire, că în clipa în care am ales răul, în clipa în care am ales păcatul, am pierdut libertatea. Am pierdut libertatea ca însușire. Am intrat, am început să murim duhovnicește. Acesta este momentul în care începem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Momentul în care, liber fiind, chemați să fim Dumnezei, Dumnezei sunteți și toți fii ai Dumnezeului Celui Preanalt, noi alegem să săvârșim păcatul, noi alegem să ne scufundăm în simțuri, alegem să ne scufundăm în înțelesurile lumești, alegem să urmăm rațiunea sau alegem orice alt fel de cunoaștere care vine nu de la Dumnezeu, ci din altă direcție. Așadar, atunci când păcătuim, pierdem libertatea aceea a asemănării cu Dumnezeu și începem iarăși să o căutăm, dar nu pierdem niciodată, și asta face ca orice păcătos, oricât ar fi de păcătos, să se poată mântui. Nu pierdem libertatea acesta ca potențial de acțiune, adică putem să redevenim buni, putem să dăm deoparte păcatul și să alegem virtutea. Putem să ne îndreptăm iarăși către Hristos. Asta este scăparea noastră. Asta e înțelesul duhovnicesc al libertății, cu aceste două fațete. Iar nuanța, așa încurajatoare a Părintelui Galerium este aceasta, anticipând cumva felul în care Părintele ajunge la ea. Părintele Galeriu ne înfățișează libertatea duhovnicească ca un interval între două întâlniri cu Dumnezeu. În mai multe locuri și în mai multe predici, Părintele se oprește în anumite momente și spune: aici este o taină. Aici este o taină, iată. Aici e vorba despre libertatea pe care Dumnezeu o lasă omului. Și întotdeauna aceste momente sunt încadrate de două întâlniri între om și Dumnezeu. Este momentul acela, unul dintre ele, care îmi revine acum și care mi-a rămas în gând, al înmulțirii pâinilor. Și după ce Mântuitorul săvârșește minunea înmulțirii pâinilor și mulțimile se satură și strâng firimiturile și se lasă seara, și Mântuitorul se retrage, se duce să se roage într-un loc singuratic și le spune ucenicilor să treacă cu corabia de partea cealaltă a mării. Și mulțimile rămân singure. Până când, a doua zi dimineață, și aici e tare interesant cum Părintele lucrează, fiindcă Evanghelia de fapt se termina, ceea ce se citește ca pericopă evanghelică și care ar fi fost fundamentul predicii Sfinției sale de atunci, se termină seara. Dar Părintele merge mai departe. Dimineață, de partea cealaltă a mării, mulțimile, căutându-L pe Hristos, fiindcă le plăcuse cum vorbise Mântuitorul, și nu numai că le plăcuse, dar, ne spune unul dintre evangheliști, ar fi vrut să-L pună conducător al lor într-o revoltă împotriva romanilor, care să-i facă pe ei să iasă de sub jugul romanilor, să fie liberi. Și îl caută pe Mântuitorul și îl găsesc de cealaltă parte a mării și se miră. Și rămân foarte dezamăgiți că nici un fel de dispoziție nu găsesc la Mântuitorul de a deveni acest Mesia luptător, acest Mesia
politic, dacă vreți, care să îi facă pe ei să le restaureze supremația asupra neamurilor din jur. Sau măcar să le restaureze libertatea în sensul lumesc al libertății. Și Părintele Galeriu spune, iată, momentul acesta în care Mântuitorul se retrage seara, se duce să se roage în taină la rugăciune și până a doua zi dimineață, este momentul în care Dumnezeu le lasă oamenilor loc pentru libertate. Le lasă loc să vadă cum rodește în sufletul lor întâlnirea cu Dumnezeu. S-au întâlnit cu Dumnezeul lor cel adevărat. Au văzut o minune, au trăit o minune cu totul impresionantă. Ce au înțeles din asta? Cu alte cuvinte, asta îi lasă Dumnezeu și asta ne lasă Dumnezeu, întotdeauna ne lasă acest interval în care să ne limpezim, să ne limpezim întâlnirea cu El. Ce am înțeles? Ce a rămas în noi? Și iată, de cele mai multe ori, așa cum evreii atunci au înțeles că este momentul unei revoluții, asta au înțeles, și noi ne repliem în acest interval între două întâlniri cu Dumnezeu, ne repliem pe pozițiile noastre cele mai familiare, dacă vreți. Adică, lăsând un pic mai jos cumva așa tonul discuției, ne gândim la ce ne doare pe fiecare dintre noi. Încercăm să îl coborâm pe Dumnezeu la propriile noastre dezbateri interioare sau publice. Ăsta este felul în care noi, din păcate, ne bucurăm și ne folosim de acest interval de libertate. Între două întâlniri cu Dumnezeu. Și întotdeauna nu există o singură întâlnire. Așteptăm această întâlnire cu Dumnezeu, ne-o dorim, o căutăm în rugăciune, o căutăm în slujbă, o căutăm în faptele noastre, în trăirea noastră de zi cu zi, avem această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu, fiecare în chip tainic, fiecare în felul Lui, în intimitatea Lui. Și după aceea urmează un interval de singurătate. Un interval de singurătate în care Dumnezeu ne lasă liberi. Ne lasă să vadă, să vedem și noi cum lucrăm. Cum lucrăm noi în libertate. Asta ne descoperă Părintele Galeriu despre libertate, despre sensul duhovnicesc al libertății. Că după acest moment, după acest interval, urmează încă o întâlnire cu Dumnezeu. Urmează încă o întâlnire în care putem să fim un pic mai deschiși spre a-L cunoaște pe Dumnezeu sau dimpotrivă, și aici este drama, și aici este tragedia, și aici este, dacă vreți, este greutatea acestei libertăți duhovnicești, pentru că există și varianta în care la a doua întâlnire cu Dumnezeu nu-L mai recunoaștem. Sau nu mai suntem dispuși să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Hristos voia să le ofere această cale a mântuirii prin taină, această cale a mântuirii prin smerenie evreilor. Iar ei căutau cealaltă, căutau acea eliberare, acea revoluție, acea revoltă populară care să-i ducă și să-i restaureze pe o poziție de putere. Și noi când căutăm asta, la a doua întâlnire cu Dumnezeu, nu numai că nu ne-am folosit, dar suntem foarte departe de El. Suntem aproape, suntem în pragul de a-L respinge și de a spune, fără cuvinte, dacă ăsta este Dumnezeu, nu-mi convine.
nu este ceea ce aveam eu în vedere. Dacă Dumnezeul meu este unul care îmi cere supunere, care îmi cere să întorc obrazul, care îmi cere să-mi dau haina, care îmi pune o măsură atât de înaltă a rugăciunii, care îmi spune să-mi iau crucea și să rabd boala și așa mai departe, dacă ăsta este Dumnezeul meu, nu o spun în cuvinte, dar am această sămânță în gând, poate că nu vreau să fiu robul acestui Dumnezeu. Libertatea noastră lucrează între două întâlniri cu Dumnezeu. Asta este tot. Îl rugăm pe Părintele Galeriu să ne lumineze, să ne dea curaj, să ne dea credință mai multă și să ne dea această răbdare, răbdare de o viață pe care Sfinția s-a avut-o, de a cerceta sensul profund al credinței noastre, ca să o cunoaștem. Tensiunea de acest tip schizoid, având în vedere lucrurile care se petrec în societate și ne căutăm argumente în această dispută în care se poartă. Și nu odată mi-am zis mie, poate am zis și tare, dar mie mi-am zis de multe ori pe zi, acum aș avea nevoie de tine, bunicule, ca să să-mi dai un cuvânt care să fie mai ușor de care să arate cine suntem noi, care să îmbrăște puțin vărul ambiguității. Cum înțeleg copiii libertatea? Sunt doctor, psihiatru. Mai se pune problema libertății? Așa ne cere Hristos, să fim ca niște copii. Copiii... Depinde ce înțelegem prin copii acum. Există un moment... Mai degrabă, hai să începem altfel. Să începem cu un cuvânt de la facere care spune că inima omului e plecată spre răutate încă din cele mai fragede tinerețe ale lui. Dacă înțelegem prin copilărie vârsta până la, să spunem, undeva 6, 7, 8 ani, momentul în care apare discernământul, atunci, libertatea copiilor, cred că se aseamănă cu libertatea îngerilor, care știm că după momentul răzvrătirii lui Lucifer, îngerii care au rămas, Sfântul Arhanghel Mihail a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și cei care au rămas
cu Dumnezeu, cei care nu l-au urmat pe Lucifer, au rămas sau și-au păstrat libertatea de ființe de lumină, dar au rămas neatârnate de rău. Cu alte cuvinte, pentru înger nu mai există opțiunea de a săvârși răul. Pentru că ei au avut acest moment de cumpănă, au optat și nu mai au. Cred că undeva copiii, până la acest moment al apariției discernământului, se aseamănă cu îngerii. Adică sunt liberi, dar nu au opțiunea răului. Însă în momentul în care apare discernământul, cred că cel mai evident moment al exprimării opțiunilor este atunci când încep să mintă, încep să învețe să mintă. Și atunci este prima, să spunem așa, renunțare la libertatea copiilor. Acum, nu știu exact încotro ducea întrebarea, poate undeva spre o viziune socio-psihologică asupra fenomenului, nu sunt specialist și nu vreau să mă amestec în lucruri care îmi sunt străine. Dar cred că din momentul în care învățăm să mințim, din momentul acela avem această întâlnire cu păcatul de care vorbește Sfântul Grigorie de Nisa. Ne dăm seama sau începem să experimentăm libertatea și sfârșitul libertății. Da, cei care mai aveți întrebări, da, imediat, veniți aici, vă rog, până când vine și... Abia la sfârșitul slujbei, preotul Părintele Stareț a anunțat că o delegație de preordinatos au fost invitați și au participat la liturghia. Am fost impresionat și de liturghie, dar mai ales de smerenia și sfințenia sătenilor care participau la liturghie și au dat dovadă de multă răbdare și au ascultat slujba ca și că s-ar fi cântat în românește, parcă au fost și pasaje foarte lungi grecești. Deci vreau să vă întreb, dat fiind faptul că am înțeles că ați fost mirean și ați trecut la viața monahală, noi cei care suntem mireni și ducem o viață civilă, ca să spun așa, paranteză fie spus, am un mare contact și cu viața monahală și am vorbit și cu mulți sfinți părinți care au ales această cale. Vorbim aici de libertatea în viața monahală și de libertatea în viața civilă, ca să-i spun așa. După părerea mea, mult mai multă libertate aveți dumneavoastră în viața monahală și în viața pustnicilor, ca să spun așa, decât noi, care ne simțim strânși și constrânși de tot felul de reguli, regulamente, obligațiuni și mai departe. Întrebarea este simplă. Putem nădăjdui pentru mântuire și în această viață? Cu siguranță și cu multă nădejde, fiindcă Dumnezeu ne știe slăbiciunile. Dumnezeu le vede pe toate. Dumnezeu nu-i străin de niciun fel de chin al nostru și de toate aceste încercări ale noastre. Dumnezeul nostru, atunci când a vrut să ni se facă cunoscut cu totul, ni s-a făcut cunoscut venind într-un trup ca al nostru, răbdând toate durerile și slăbiciunile și neputințele, răbdând ocări, răbdând
cele mai mari prigoane chiar de la cei pe care iubea cel mai mult, cei în mijlocul cărora venise să le descopere împărăția, și Dumnezeul nostru este răstignit pe cruce. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al jertfei. Și de asta, cu cât unde este jertfă, acolo este mântuire. Aici nu este îndoială. Unde este jertfă, este mântuire. Iar pentru frățiile voastre care sunteți în lume, s-ar putea ca jertfa să fie uneori chiar mai mare decât a noastră, celor care suntem în mănăstire. Sau, să spunem așa, măsura jertfei care vă este pusă în față să fie mai mare, și atunci nădejdea de mântuire este și mai mare. Doar să primim crucea. Atâta tot. Să primim crucea și să cerem mereu ajutor de la Dumnezeu. Noi ne mântuim prin har. Sfântul Pavel pune acest accent iară și iară, ne mântuim prin har. Ne mântuim prin har. Facem faptele noastre bune, le facem, și lupta noastră așa în lume este ca să ne deschidă pentru Duhul Sfânt. Sfântul Serafin de Sarov spune, scopul vieții omenești este numai și numai primirea Duhului Sfânt. Așa că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și așteaptă să ne dea Duhul Sfânt, și noi ne jertfim fiecare după puterea noastră și nădejdea ne este în rugăciune. Ne rugăm unii pentru alții. Cum poți să respecti libertatea unui om care nu vrea să asculte decât răspuns favorabil părerii sale? Mai concret, contextul actual al libertății, comunității gay, când noi ca și creștini suntem puși să dăm răspuns. La acuzațiile că suntem nedrepti, e posibil să avem vreo formă de dialog, da. Mulți dintre cei ce cer răspuns sunt apropiați ai noștri, prieteni, colegi, deci trebuie să comunicăm. Da, trebuie să comunicăm. Aici, discuția e mult mai nuanțată decât pare, această poveste a referendumului. Nu știu, poate Dumnezeu a rânduit să pună cineva întrebarea asta, că e o problemă pe care mi-am pus-o, sigur, tot așa prin oameni care își pun aceste întrebări și au aceste frământări și dintr-o tabără și din cealaltă, și sper să nu vă smintesc cu încercarea de răspuns pe care o am. Noi, ca și creștini, vorbim despre familia ortodoxă și ne dorim ca, printr-un instrument legal, această familie ortodoxă, alcătuită din bărbat și femeie, să devină o normă peste care să nu se poate trece. Legal vorbind. Iarăși. E un studiu de caz, dacă vreți, perfect pentru această confruntare, și această confuzie pe care de data asta noi ajungem să o facem, noi ortodoxii, ajungem să o facem între sensul lumesc și sensul duhovnicesc. Deci avem nevoie, vrem această confirmare legală, că familia trebuie alcătuită numai din bărbați și din femei. Nu-i nimic în neregulă aici. Nu-i nimic în neregulă. Asta credem, asta știm, că Dumnezeu a făcut bărbat și femeie, i-a chemat să fie una pentru naștere de prunci, asta știm. Mai departe, ceea ce iarăși ar trebui să știm, dar ne facem că nu știm,
este următorul lucru. Cum a apărut această problemă? Fiindcă dacă există o dezbatere, înseamnă că la un moment dat ea s-a născut de undeva, nu a fost la un moment dat printr-un fenomen supranatural a apărut această întrebare. Cine sunt acești oameni, acești membri ai comunității gay care își doresc să li se recunoască dreptul de a forma o uniune, mă rog, zisă sau nezisă familie? De unde au apărut ei? De unde au apărut ei? Sunt de aici, de pe pământ? Sau sunt veniți de pe o altă planetă? Și mai mult decât atât, s-au născut în familii din bărbați și femei alcătuite, ori s-au născut din familii alcătuite din bărbat și bărbat și din femeie și femeie? Sigur că s-au născut din familii alcătuite din bărbat și femeie. Asta putem să punem deoparte. Și atunci, trebuie să mergem un pic mai departe și să ne întrebăm ce au văzut acești oameni în familiile lor creștine. E posibil, mai bine spus, să fi văzut în familiile lor creștine vreun bărbat care își bate femeia zi de zi sau măcar o dată pe săptămână? E posibil să fi văzut în familiile creștine desfrânări și adultere? E posibil să fi văzut familii creștine alcătuite din bărbați și femei care sunt căsătoriți a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară? E posibil să fi văzut beții și fel și fel de păcate și o atmosferă de iad în familiile lor? E posibil? Sau chiar pedofilie. Sau chiar pedofilie, spune părintele. Deci abuz, da, și mai ales vă spun din experiență asta și să nu vă mire. La țară, nu vreau să spun că este un fenomen răspândit, în niciun caz, nu mă înțelegeți și nu e un fenomen, dar aceste cazuri nu sunt atât de rare cum ne-ar plăcea să credem. Nu. Creștinii noștri, iubiților, sunt foarte la curent cu toate păcatele care se pot săvârși. Uneori le lipsește din arsenal sau le lipsește din practică acest păcat al împreunării bărbatului cu bărbat și femeii cu femeie. Uneori le lipsește acesta. Dar au în experiența lor cam toate păcatele. Și copiii și tinerii care trăiesc în aceste familii creștine, cu ghilimele creștine, ei văd și știți care e reacția lor? Se scârbesc. Nu le trebuie așa ceva. Nu le trebuie. Dacă asta înseamnă familie creștină, dacă asta înseamnă familie creștină, ca tatăl să vină și să bată cu pumnul în masă și să dea cu oalele de pereți și să fie cu mintea învăluită în aburii băuturii 6 zile din 7 și femeia să fie o slugă a casei, nu le trebuie așa ceva. Nu le trebuie. Dacă femeia trăiește cu un alt bărbat și bărbatul cu o altă femeie și țin casa, cum se spune, pentru copii, nu le trebuie asta. Și atunci, noi, când mergem la acest referendum ca să ne mărturisim credința noastră ortodoxă, într-o familie alcătuită din bărbați și femeie, trebuie întâi de toate să ne readucem aminte ce înseamnă familia ortodoxă. Familia ortodoxă nu este o uniune între un bărbat și o femeie, și atât, oricare ar fi
consecințele acestei uniuni. Nici de cum. Nici de cum. Dacă nu avem sensul duhovnicesc, dacă nu avem înțelesul duhovnicesc al căsătoriei ca sfântă taină, atunci trebuie să ne gândim de două ori dacă votăm sau nu votăm la acest referendum. Dacă avem impresia și suntem revoltați atunci când biserica sau când părintele la predică se amestecă, ni se pare că se amestecă în viața noastră de familie și spune, ai grijă că anumite păcate, anumite lucruri, pentru că până a deveni păcate trebuie să explici de ce e păcat, pe care tu le săvârșești cu femeia ta, astea se canonisesc la fel de grav ca și păcatul sodomiei. Sfintele canoane pun acest păcat, și aici iarăși este un punct de ținut minte și insist și îmi cer scuze că mă lungesc pe tema aceasta, dar e bine să avem totuși o imagine clară, fiindcă multă lume tratează problema aceasta ca un fel de ce mai este de discutat aici? Mai este ceva de discutat aici? Foarte clar. Oamenii ăștia sunt niște păcătoși, sunt niște animale, iar noi trebuie să ne apărăm de asaltul acestui păcat groaznic. Noi care suntem curați, noi care suntem familii creștine, vrem să ne apărăm. Dar canoanele Sfinților Părinți pedepsesc păcatul sodomiei la fel de aspru ca și păcatul împreunării peste fire al bărbatului cu femeia. Al bărbatului cu femeia chiar căsătorit fiind. Și atunci, și încă o ultimă așa observație, să spunem, există o prevedere, o precizare în molitfelnic, cum că Sfânta Cununie, sigur, ea se poate săvârși după ce s-a săvârșit prima oară, în cazul unui divorț al unuia dintre ei, omul se poate recăsători, să spunem așa, a doua oară sau a treia oară și spune acolo, iar a patra să nu îndrăznească să o facă niciun preot, nici măcar așa. Slujba celei de-a doua, așa numită a doua cununie, nu mai este o sfântă taină. Este o ierurgie, este o slujbă mai mult de pocăință, dacă ați asistat vreodată și dacă sunteți atenți la rugăciunile care se citesc acolo, aceea nu mai este sfântă taină. Sfânta taină este una singură, o singură căsătorie, prima căsătorie. Dar mai departe, așadar, biserica nu îngăduie a patra căsătorie. Ați auzit vreodată de vreo inițiativă civică care să ceară interzicerea celei de-a patra căsătorii civile? Știți de câte ori se pot căsători bărbatul cu femeia în fața stării civile? De 4 ori, da. De 10 ori, da. De 40 de ori, da. Nu există nicio limită. Și atunci, la un moment dat, ne întrebăm de ce suntem acuzați de ipocrizie. Pentru că nu știm să punem problema. Nu știm să punem problema. Nu știm să mărturisim prin faptele noastre, asta în primul rând, nu ne cunoaștem nici prioritățile. Prioritatea noastră este viața noastră și lupta duhovnicească a fiecăruia dintre noi și lupta noastră duhovnicească se răsfrânge asupra celor din jurul nostru și copiii aceștia traumatizați, sigur, nu toți, nu facem acum, spunem, da, toți cei care sunt în comunitatea gay au trăit în familii abuzive sau într-un mediu neprielnic, dar mulți dintre ei au trăit, iar ceilalți și ei s-au născut tot în familii creștine. Deci, într-un fel sau altul, au crescut dintre noi, dintre ortodoxi. Nu au fost aduși din altă parte. Și atunci, în loc să încercăm să îi vindecăm, iarăși, nu în sensul de a-i vindeca ca și cum homosexualitatea ar fi o boală, ci de a-i vindeca duhovnicește, păstrând un dialog cu ei, noi ne repliem, ne refugiem pe această poziție de înălțime așa magisterială și absolută, întrerupem orice fel de dialog și nu rămâne în urmă decât amărăciune în ambele părți.
Părinte David, se poate spune că libertatea de a pune începutul bun este primordială, chiar singura libertate. Pentru clarificări și limpezimi. Libertatea de a pune începutul bun. Da, libertatea de a pune începutul bun, cred că este exact acea fațetă a libertății ca potențial de acțiune. Este libertatea de a îți recăpăta libertatea în Hristos. Libertatea de a ieși de sub robia păcatului, de a redeveni rob al lui Dumnezeu și liber în Hristos. Deci este libertatea de a întoarce foaia, cu alte cuvinte, de a face o schimbare în viața ta. Putem spune că Ava Galeriu a trăit duhovnicește la înălțimea marilor părinții bisericii, sfinția sa în lume și aceea în pustie. Da. Da. Părintele Galeriu a avut o viață înaltă duhovnicească. Cei care știm un pic viața lui știm că niciodată nu a făcut paradă de suferințele prin care a trecut, dar a trecut prin suferințe. Și n-a folosit acest argument pentru a da greutate, să spunem așa, învățăturii sale duhovnicești. Dar suferința a lucrat în Părintele Galeriu, a lucrat în chipul acesta viu al trăirii. Și a avut trăire asemănătoare părinților pustiei sub crucea pe care i-a lăsat-o Bunul Dumnezeu. Eu cred că este nu numai unul dintre marii predicatori, asta poate că este cel mai mare, s-ar putea aici nici să nu fie mari dubii dintre noi și chiar să știți, din lumea contemporană ortodoxă, atâta cât cunosc eu și am încercat să caut predici. Dar este și unul dintre marii trăitori. Unul dintre marii duhovnici și îl pun alături de Părintele Arsenie Papacioc, de Părintele Iustin Pârvu, de Părintele Cleopa, fără niciun fel de rezervă. Aici trecem la practică. Ce trebuie să facem practic pentru a rămâne cu mintea în iad, adică în lume și cu inima în rai, mai ales dacă ai o fire contemplativă. Practic, ne rugăm. Rugăciunea este cea care ne ține legați de Hristos, ne ancorează în Hristos. Cel mai greu este nu atunci când ne rugăm, însă e greu atunci când, în lume fiind, trebuie să răspundem tuturor cerințelor lumii și tuturor presiunilor. Dar avem cuvântul Sfântului Pavel care ne spune că le-am pe toate, ca și cum nu le-aș avea. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Așadar, există un fel de a trece prin lumea aceasta, de a trăi în lumea aceasta, fiind legat de Hristos. Fiind legat de Hristos. Este o încredințare, dacă vreți, este o formă de abandon curajos în brațele lui Dumnezeu, ca să-L lași să te poarte prin lumea asta. E nevoie iarăși de jertfă. Ne jertfim sinele nostru, ne jertfim poftele noastre ca să ne ținem de Hristos. Dar Hristos nu rămâne dator. Și în rugăciune, acolo simțim că Dumnezeu este cu noi. Acolo simțim. Altfel, faptele bune funcționează până la un punct. Faptele bune funcționează până la un punct în care apare îndoiala, de exemplu, dacă fapta mea bună este într-o schemă mai largă, este roditoare sau nu. Poate că haina aceea pe care am dat-o săracului și pe care după aceea am văzut-o aruncată la marginea drumului, poate că este o dovadă că milostenia este o prostie în vremea de astăzi sau este o naivitate. Dar aici avem întâmplarea aceea din Paterii, cred că este, sau cu omul care, așa păzind, chiar pățind cu o haină, găsind-o aruncată, după ce a dat-o de pomană, l-a visat pe Mântuitorul îmbrăcat cu haina aceea. Deci, toate ajung la Hristos.
toate ajung la Hristos și Hristos este cel care ne... El este confirmarea luptei noastre duhovnicești. În rugăciune găsim asta. Mai aveți o întrebare la cineva care are informații? Ne puteți spune câteva cuvinte despre călătoria în care porniți? Trebuie, îmi doresc, am bucuria, am primit binecuvântarea Părintelui Stareț de a-l vizita pe fratele meu de călugărie, Părintele Serafim, un părinte care a fost chemat să ridice un schit undeva în insulele Hebride, în Scoția, în insula Mull, într-o zonă în care și creștinismul aproape că a dispărut, nu numai ortodoxia. Este o biserică veche acolo pe care au cedat-o anglicanii, au cedat-o bisericii ortodoxe române și părintele are această cruce de a le da sfinților celți, sfinții aceștia care sunt dinainte, sunt sfinți încă dinainte de anul 1000, înainte de Marea Schismă, sunt sfinți care nu s-au mai bucurat de o sfântă liturghie. Și Părintele Serafim le construiește un loc de rugăciune în care ei să vină și să stea la Sfânta Liturghie și să se roage din nou pentru poporul pe care au venit să-l creștineze. Mă refer la cei din insulele britanice. Acolo merg câteva zile. Ca să ajute Dumnezeu să acest drum să faceți, să întăriți pe cei care sunt, să zicem, într-una dintre, unul dintre portarele credinței. Mi-a rămas acest cuvânt al și ției voastre cum în minte. Acest îndemn la sfințirea propriei vieți. Sfințire pe care cred că am trecut-o cu vederea de vreme ce la Revoluție încoace era încă o întrebare aici dacă era mai bine fără Revoluție sau cu Revoluție, dar am zis, am doamna Constanța și de la dumneavoastră, în cuvintele, am zis să răspund eu, în cuvintele Părintele Galeniu, și Revoluția a arătat o înviere a neamului românesc. Vom muri și vom fi liberi. E un strigăt nemai auzit la vreo Revoluție. Și se leagă foarte bine de această seară. Eu atunci eram foarte aproape de Părintele Galeniu și a fost una din marile lui bucurii felul în care tinerii au reacționat atunci. Deci, Revoluția este un dar al lui Dumnezeu, este pentru noi. Noi l-am făcut ce trebuie cu ea, pentru că noi nu ne-am sfințit pe noi. Și atunci am lăsat să intre peste noi toată această urgie a celui rău, în toate formele ei. Și nu cred că le-am tot discutat de acestea, nu cred că pentru noi este important exemplul Ungariei sau Poloniei sau... Mie mi se pare chiar că toată această luptă care există între această dispută arată că poporul român e mai viu decât celelalte popoare în jur. Chiar și atunci când păcătuiește. Adică chiar și atunci când greșește, parcă altceva respiră din lăuntru lui, o altă aspirație spre adevăr, o nevoie de adevăr, o nevoie de eliberare, de libertate, o nevoie de dragoste, de bunătate, pe care nu o mai găsește nici la noi, slujitorii Dumnezeu. Și bineînțeles că vom merge la referendum, dar mergem cu o tristețe, că n-am reușit să fim mai bun, că n-am reușit să valorificăm cuvinte pe care ne le-a lăsat, de exemplu, Părintele Galeniu sau alții.
Într-un duc de smerenie. Într-un duc de smerenie și de... Adică nu sunt cumva să mergem triumfalist acolo și cu gândul că vă arătăm noi vouă, ci cu gândul n-am putut face altceva. Adică am ajuns să luăm statul drept paravan pentru ceea ce trebuia să facem noi, ca să vă sfințim pe voi și să vă deschidem brațele noastre ca să îl cunoașteți pe Hristos. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o seară care ne-a uns inima cu bucurie și cu încântare. Ne-ați fermit. Ca să vă citesc. Să cântăm la citesc. Cu bine se poate vără astăzi pe cei pe tine Lui Dumnezeu, cea pururile fericită și pururile renovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce nici mai cinstită decât Ierubimii și mai mărită, fără de asemănare, la Serafim. Cartea strigășelor pe Dumnezeu, cuvântul de răsupete, cea pe care am scutat Dumnezeu, după exală Tatăl și Fiul Sfântul Duh și acum și pururile și vecii deja. Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, ia să păi, Dumnezeu, 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 este Dumnezeu, 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 Dumnezeu,